Bucureștiul subiectiv. O emisiune capitală. Bună seara, doamnelor și domnilor! Bucureștiul subiectiv începe pe o modalitate de a descoperi Bucureștiul pe cât de luminos, uneori pe atât de întunecat, alteori, dar cu focusare de data aceasta pe solidaritate. O să înțelegeți imediat de ce folosesc acest cuvânt și de ce subliniez că ediția de astăzi este sub egida, sub imperiul acestui termen numit solidaritate, unitate, pentru că invitatul meu de astăzi, bun prieten de altfel, pregătește pentru săptămâna viitoare un festival menit să aducă împreună cel puțin două etnii sau cel puțin două părți ale societății bucureștene, una minoritară, alta majoritară. Despre de ce, de unde și cum a pornit proiectul, dar mai încolo și despre traiul lui personal bucureștean, vorbim astăzi cu Ciprian Necula. Dacă doriți să fim foarte formali, o să o facem și o să îl prezint așa cum fac de regulă cu toți invitații și am să vă spun că este președintele Asociației Romano Boutique, o asociație ce se preocupă de tematica largă a drepturilor romilor din România, evident inclusiv a celor din București. Nu întâmplător este și doctor în sociologie cu o temă, cu o teză de doctorat pe acest subiect al existenței romilor în spațiul cultural românesc. Ce faci, Ciprian? Să română. Stau pe scaun, te privești și mă amuz din când în când la modul în care mă prezinți că toate calitățile astea pe care mi le atribui, nu le conștientizez. Eu sunt un individ care face multe lucruri sau încerc să fac mai multe lucruri pentru că așa am fost construit, educat. Dacă vede Nicolae Gheorghe, ai pomenit de acel festival pe care îl facem... O să vorbim imediat. Aș vrea să-mi spui încă de la început. Tu ești bucureștean? Da. Da. Născut, crescut, iată, educat aici. Și probabil mort în capitala românească. Cine este Nicolae Gheorghe? Și mai ales, de ce festivalul solidarității Pachivalo, care are loc săptămâna viitoare, vinerea viitoare mai exact, începând cu 11 dimineața până târziu noapte cât rezistăm. Corect? Absolut corect. Unde ce-i cu festivalul ăsta? Bun, Pachivalo este un termen de limba romanie care înseamnă solidaritate, încredere, credibil, respectabil. Este acel cuvânt, acea persoană onorată pe care o căutăm cu toții demn. Exact. Nicolae Gheorghe este un sociolog rom, fondatorul mișcării romilor după perioada post-decembristă, dar și înainte, în anii 70, a început să militeze pentru rom. Este singurul intelectual rom pe care eu l-am cunoscut și care avea acest potențial. A fost un gânditor dincolo de toate, de aceea am și pus o dezbatere care se cheamă Filozofia Pachivalo, a demnității încrederii, pentru că Nicolae Gheorghe avea propria lui teorie despre cum ar trebui să arate lumea în viitor. De exemplu, un exemplu banal la îndemână este denaționalizarea statului, tehnicizarea. Am regăsit o frază în prezentarea voastră, absolut minunată, cea de a aduce în același spațiu majoritarii cu minoritarii și mai ales sloganul festivalului care spune totul, solidaritatea se practică și se demonstrează. Așadar, ce vreți să faceți? De fapt, să aduceți într-un spațiu comun majoritari, minoritari, care să petreacă o zi întreagă împreună, făcând activități dintre cele mai diverse, cu scopul cunoașterii reciproce, nu? Da, și nu numai. Ideea să ne bucurăm că suntem oameni, Nicol, de orice alte criterii relative. Adică, noi în Giulești încercăm să construim un muzeu al culturii romilor și este un efort... Unde în Giulești? În Giulești, Sârbi, drumul Săbăreni 101-125. Acolo se va petrece acolo și festivalul. Avem o curte spațioasă, totul este improvizat, nu sunt finanțări nici la guverne, nici la Uniunea Europeană. Suntem noi niște indivizi care am pus resursele noastre la un loc, romi, români, intelectuali, oameni simpli și așa mai departe, și cu aceste resurse limitate, cât putem fiecare, încercăm să facem un festival. Sub egida, v-am spus, Nicolae Gheorghe, care a trecut, anul trecut, pe 8 august, deci de asta este pe 8 august. E o celebrare, nu este o comemorare. Mai spuneți aici că nu e un eveniment de strângere de fonduri. Da, pentru că s-au pixit oamenii și noi ne-am pixit. Totul este gratis, absolut totul, inclusiv participarea artiștilor, vin gratis. Bun, ce artiști avem? Păi hai să luăm așa, avem Mahala Raibana în primul rând, cu un grup de francezi, foarte interesantă povestea. Vin 20 de francezi să învețe muzică de la Mahala Raibana. Francezii sunt studenți la conservator din Nan și vin încoace. Asta este deja. Cum crezi că vin tu din Franța până aici? Sper că nu pe fonduri de repatriere. Ceva în genul, ceva cerșind. Ei se opresc în fiecare capitală mare din Franța până aici, din
din an până aici și fac street art, se cheamă în cerșitorie. Când mergem invers, se cheamă cerșitorie din România spre Franța. Dar când vine apucătura asta socială, se numește artă stradală. Da, ei sunt o fanfară în principiu, care combină diverse muzici, sunt foarte fain de văzut. Uh-huh. Deci, Mahalare Banda, acești francezi învăță cei, fanfara Amfi, o să cânte celebrul Jean-Marian mexicanul jazz lăutăresc. Foarte fain. Alte activități? Vor fi activități cu copii, multe cu copii din cartierul Giulești și ferentari. Uh-huh. De ce ferentari? Este simplu, se întâmplă deja activități acolo. Și avem un meci de fotbal între noi și ea din ferentari. O să-i batem, o să-i rupem, deși ei se antrenează de multă vreme, deci nu știu dacă vom reuși. Deci ferentari versus Giulești? Da, da, da. Copii, 12-14 ani, o să fie un meci de fotbal serios, amical și sperăm să câștigăm noi, tocmai pentru că amical. Eu sper să câștige spiritul și solidaritatea. Asta este ideea. Pentru că, uite, mai văd aici că aveți un atelier despre solidaritate și cooperare. În ce constă? Sunt dialoguri, dacă vreți, între oameni care nu dialoghează. Adică încercăm să-i punem la aceeași masă, să punem la aceeași masă oameni din diverse medii, care altfel nu se întâlnesc. Știi că fiecare avem, vorbești despre București aici la emisiunea ta, avem București nostru, da? Care este paralel cu Bucureștiul ăluilalt. Și asta pentru că nu interacționăm, pentru că nu avem contextul în care să ne întâlnim și să discutăm și să vedem ce sunt ceilalți. Deci avem păreri despre ei, deși nu-i cunoaștem. Poate să înțelegem faptul că experimentăm aceleași lucruri, plăcute sau neplăcute. Da, dar ne sunt percepute în moduri diferite în funcție de grup. Și avem un grup de 200 de persoane în comunitatea din Giulești cu care lucrăm. Și lucrăm să aflăm de la ei care sunt problemele, care sunt necesitățile, ce trebuie schimbat, intrăm în dialog cu autoritățile, încercăm să ajutăm ca trebuie să se dezvolte. Ne așteptăm ca problemele să fie educația, sănătatea, munca, locuirea, nu știu, e evident, astea trâncâinte de guverne. Nevoi primare. Cam așa, da. Și prima problemă pe care oamenii au spus-o era una absolut simbolică. Faptul că în Giulești nu era niciun fel de beculeț și lumințe de-astea, steluțe și nu știu ce, așa cum în alte cartiere sunt. Ha, s-au simțit discriminați. O problemă simbolică. Simbolică, da. Pe estetica, care nu o percepem, nu? Estetica e importantă pentru toată lumea, indiferent din ce grup vine, nu? Nu, estetica era vorba de modul în care se tratase autorități. Și estetica, ok. Dar tu la etajul 16 aici ai văzut lumințele, ei nu l-au văzut și au perceput că ei sunt pari, că în cartierul lor nu au acces la resursele astea. Mm-hmm. O discuție care pe mine m-a lăsat mască, pentru că nu mă așteptam să întâmple asta. Am venit cu propriile mele prejudecăți, domne, problema locuirii, problema, nu știu, acte de identitate, angajare. Oamenii au probleme mult mai complexe decât credem noi că le au. De asta le afli dacă stai la discuție cu ei. Toate strategiile astea pentru rom, pentru persoane cu dizabilități, sunt absolut ineficiente dacă nu sunt luate în seamă părerile oamenilor pe care îi vizăm. Ne-ai umplut cu informații. Nu văd un prilej mai bun de a începe emisiunea cu Mica Țiganiadă, Phoenix. Bucureștiul subiectiv la Gold FM cu Delia Panait. Ciprian Necula este prezent în studioul Gold FM. Mi-ai spus că ai fost născut aici, înțeleg că ai și copilărit aici. Unde? În ce zona Bucureștiului? Eu am crescut și sunt mândru de asta în cartierul Dristor. Dar nu chiar în Dristor, ci între Dristor și Sălăjean. Așa. Adică am fost între două cartiere mari, se cheamă, mă rog, Balta Albă și tot cartierul, toată zona. Da? Eu am stat pe Fizicienilor. Unii o numeau Groapa. Și era acolo, era între găși, cum ar veni, dar aveam și noi propriile noastre găși și sisteme sau modul de ne consuma cultura de zi cu zi. Dar care erau zonele alea în care fugeai să nu fii văzut? Vreau unde îți petreceai timpul? Stai puțin, eram o gașcă în bloc la mine, în blocul, așa, eram o gașcă 30 de copii de aceeași vârstă. Mm-hmm. Deci aveam o gașcă bine consolidată, cu rolul, cu ierarhii, dacă vrei, pentru că fiecare avea rolul lui. Și am crescut așa de la generația, nu știu, cu cheia de gât, până la liceeni. Mm-hmm. Unii dintre noi, nu toți au ajuns liceeni, foarte puțin au ajuns să facă facultate, dar am avut același context, ne-am jucat împreună și de la jocurile cu prinși și prințese, la care eram cam ofticat, că eu nu prea eram prințul, știi, eram întotdeauna la care se bătea cu prințul ca să câștige pe prințesă și de multe ori pierdeam, că de povestea spune că prințul câștigă, nu? Bun? Asta doar pentru că nimeni nu vrea să vadă cât de cool e zmeu. Da. Da, pentru asta trebuie un efort. Bun, dar după aia am avut tot fel de povești și ne-am jucat pe beton. Am jucat leapșa pe marginea blocului de etajul 8, adică eram tâmpit. Ați spus ceva din Bucureștiul copilăriei tale? O, da, totul, aș spune, adică totul, pentru că dar nu totul, au fost înlocuite cu alte resurse pe care copiii inițial de azi le au. S-a transformat orașul ăsta, da. Păi depinde prin ce ochi, prin ce filtre vezi orașul, pentru că filtrul pe care îl foloseam ca să văd orașul era încă o dată modul în care petreceam timpul. De pildă, copilăria, o parte din copilăria mea a fost în Piața Romanilor printre rockeri. Aha. Bun, și era un
mod de a observa Bucureștiul altfel decât sigur. În fața blocului, în cartier. Ieșai, practic, din zona ta da. Sigură și mergeai în centru. Cu ce mergeai? Cu metrou. Cu metrou. Întotdeauna cu metrou. Azi mai folosești metrou? Nu. Nu mai folosesc metrou. Când ai fost ultima oară? În metrou. Cred că acum un an... pentru că am vrut să văd cum ai cu metrou. Te-ai dat cu metrou. M-am dat cu metroul, da. Dar asta a fost, să știi, că iar o chestie simbolică pentru mine. Eu mi-am cumpărat mașină la 18 ani. Nu pentru că puteam financiar, ci pentru că am luptat ca să-mi cumpăr mașină ca un scop în sine. Pentru că mă sădurase la un moment dat ca oamenii din jurul meu să facă loc în autobuz când intram eu mai brunet puțin. Și atunci am zis, bă, îmi trebuie o soluție. Soluția a fost să-mi cumpăr o mașină, Dacia, ultima rămășiță de Dacia. Și acum o am mașina aia, e piesă de muzeu pentru mine. O ai? Da. Mai merge? Nu cred, e de mult timp într-o curte la țară, dar s-ar putea, n-am mai încercat să o pornesc. Așa. După care apar bairamurile, petrecerile, care au în fiecare weekend. Unde? La prieteni acasă. De pildă, eu am organizat unul la mine acasă, în ziua în care a murit Freddie Mercury. Ca să sărbătorim, sau mă rog, să-l comemorăm pe Freddie Mercury. Și am făcut-o pentru că a fost un pretext să petrecem. Dar 90% din muzica de acolo a fost Queen. Deci aha. Am făcut-o deliberat, ca să zic așa. Foloseam orice prilej să petrecem. Petrecem timp împreună. Bucureștiul subiectiv la Gold FM. Astăzi, Ciprian Necula. Ție-ți place Bucureștiul? O să surprinde probabil răspunsul meu. Îmi place atât de mult încât nu știu dacă aș putea să trăiesc în altă parte. Uh-huh. Și îmi place atât de mult pentru că îl simt ca parte din ceea ce eu sunt. Ți-am spus, m-am născut aici, am crescut aici, am vizitat cam toată Europa și în afara Europei. Și sincer, Bucureștiul lipsește călăgia, haosul de aici. Aha. Acest balcanism pe care îl iubesc. Această, cum să spun, dacă mergi în piață, într-o piață bucureșteană, poți să faci antropologie serioasă. Vezi interacțiuni între oameni, vezi cum țara nu se plânge, vezi cum, nu știu, șmecherii vin și această lume care e lume de poveste pentru mine și care se pierde, adică ușor, ușor cu instituționalizarea a tuturor lucrurilor și capitalizarea a tot ce vedem în jurul nostru, ajung ca piața din obor să mai fie piața din obor, să fie o instituție cu geamuri de termopan și altele. Din păcate se schimbă lucrurile astea, dar într-un proces de evoluție probabil firesc. Și apropo asta, știi, ai menționat că Roma, să știi că în asta n-am simțit-o ca o tensiune. Faptul că sunt romi, ceva, spunem, am avut bariere, dar nu extrem de vizibile și le internalizeze. Adică, în cazul meu specific, eu n-am avut aceste bariere vizibile. Uh-huh. Și n-am avut din două motive. Unul, când eram puști, făceam arte marțiale, deci nu te pune cu mine. Nu că eram violent, dar oamenii știau că fac karate, deci nu te atingi asta, că e Bruce Lee. Și doi, după aia am mers la facultate, mă rog, am avut un alt aer, perceput în continuare ca țigan, dar un țigan deștept. Și atunci, de, oamenii veneau să ceară sfaturi, au vrut să mă facă președinte la bloc la maică. A fost, da, eu n-aveam de să fiu președintele blocului, dar aș fi dat câteva sfaturi acolo. Zic asta pentru că la un moment dat stăteam în fața blocului și ascultam cum o vecină îl blama pe un alt vecin de-al meu, blond, ochi albaștri, român, care a furat o geacă de la un alt vecin, a fost arestat pentru asta și spunea țiganul dracului. În conținut în care era român, dar îl numea țigan nu pentru că ar fi avut, pentru că asta este marea problemă pe care avem în România, confundăm termenul social cu termenul etnic. Eu etnic sunt rom, social, așa cum este reprezentarea țiganului în România. Nu, eu prostie ordinară, vorbim despre inferior, vorbim despre omul care este pe care nu dorești lângă tine, vorbim despre scursura socială, pentru că în Dexul din 98, sensul acestui cuvânt este altul decât, mă rog, s-a reparat între timp. S-a reparat, cum să spun, la presiuni politice în mediul social, pentru că una este mișcarea politică, doi să se internalizeze. Iar mie, cum să spun, în ultima vreme am încercat și fac asta, merg la tot fel de emisiuni TV și dezbatere și mai departe, ca sociolog rom, dar care trăiește în România. Pentru că politicile fiscale ale guvernului României mă afectează și pe mine în aceeași măsură ca și pe tine. Așa cum, nu știu, politica pe sănătate, politica în educație, orice politică. Suntem cu totul de acord. Asta spun și eu în emisiune tot timpul, că e important să știm cine ți este primarul, cine ți este, cine face parte din Consiliul Județean, pentru că, iată, după aia ne trezim cu borduri, flori și alte cheltuieli pe care, iată, nu ni le dorim și nici nu ne sunt necesare.
Pe de altă parte, stăm cu șanțuri și cu străzi neasfaltate. Trebuie să vii pe drumul Săbăreni, unde avem muzeul în construcție, avem niște gropi în stradă incredibile. Au venit câțiva ofițeri, comisar european la noi sau ambasadori. George Soros are o mașină, de altfel, în gropile noastre din drumul Săbăreni. Primăria Generală, pentru că este responsabilă de acel drum, fiind un RATV pe acolo, a venit și a tăiat vârfuri la gropi, ca să mai egalizeze puțin. Da. Penibil. De ce? Pentru că nu percep zona aia ca fiind importantă. Cu cât avem oameni mai proști, mai sărași, mai neinformați, cu atât voturile vin mai ușor, pentru că îi cumpără mai ușor. Deci, a avea astfel de zone este absolut ok pentru orice autoritate sau orice polițian. Absolut ok într-un sens cât se poate de perfid, ca să nu se înțeleagă greșit. Bineînțeles, la asta mă refer. Mă refer ca un capital electoral ușor de manipulat. Sunt armonii. Adică dacă tot în cartierul Giulești, de care vorbesc eu acum, vezi romi, români, oameni cu studii superioare, oameni cu studii mai puțin importante, care stau la aceeași masă, care au interacțiuni. Asta se întâmplă în fiecare cartier, în fiecare bloc se întâmplă din România și din București, dacă asta ne referim. O să vorbim, în schimb, despre fenomenul de ghetoizare și despre fenomenul mahalalelor, în care știm că populația este preponderent romă. Dar înainte îți hrănesc demonul copilăriei și uite, îți dau un Freddie Mercury, The Great Pretender. Bucureștiul subiectiv la Gold FM cu Delia Panait. Revenim la Bucureștiul subiectiv. Ciprian, care este, dacă știi, la nivel de recensământ, populația de etnie romă în București? Știi să-mi spui? Nu pot să spun că nu mai țin minte care este cifra din recensământ. Pot să spun doar că recensământul la nivel național e o cifră foarte contestată, pentru că foarte mulți romi nu-și recunosc identitatea etnică, confundând-o cu cea socială. Pe de-o parte, pe altă parte, n-am niciun privilegiu să fii rom în România. Adică, de ce aș declara că sunt rom, să mă duc ăștia din nou la Bug, Transnistria respectiv, deportări și păi mai departe? Păi stai puțin, că vine majoritarul și spune, păi ba da, mă declar ca să am acces în facultate pe locuri speciale, ca să am ajutoare speciale. Știi că există și acest tip de discurs. Să știi că și asta, da, de acord. Eu n-am nicio problemă cu ce se declară, pentru că din punctul meu de vedere, etnia este o chestiune absolut culturală. Și personală. Și personală, evident. Mie mi-a fost greu să conving cel care a venit cu recensământul la mine acasă că sunt rom. Adică nu accepta ideea, adică îi spun, domne, sunt rom, adică scrie acolo că... Păi nu, domne, că ai calculator, adică uite, vorbești bine. Domne, dacă spun că sunt rom. Du-te, domne, aici nu ești, că... Imaginea despre țigan rom era aia de care, stereotipă de care vorbim cu toții și încercăm să spunem, nu toți romii sunt în situația asta. Sunt romi și români și alte persoane ca care și sunt, români, exact. Cum spun, cu un nivel scăzut de educație, cu condiții sociale modeste, unii dintre ei fură, alții dintre ei scuipă. Dar mulți dintre ei lucrează, foarte mulți dintre ei studiază. Știi? Generalizarea e stupidă în orice situație, adică nu poți spui că, nu știu, toate blondele sunt într-un fel. Dacă o spui, din start ai greșit. Bucureștiul subiectiv la Gold FM. Astăzi, Ciprian Necula. Există și poți vorbi despre un fenomen de ghetoizare, de marginalizare al romilor? Adică, în București, romii stau mai degrabă, locuiesc mai degrabă în periferii? Conform recensământul, cei mai mulți romi din București nu sunt în Ferentari, așa cum așteptăm cu toții să vedem. Da, avem această imagine a ghetoului. Mahalaua, ca zis, era o formă anterioară ghetoului de azi, adică... Era mahalaua cu meșteșugul fiecăruia. Exact, era o formă de organizare socială, dacă vreți, în secolul XIX. Și n-avea conotație peiorativă sub nicio formă, era doar o denumire a unui cartier. E cuvânt turcesc pentru cartier, exact. Asta se numește mahala. E cuvânt turcesc care desemnează o așezare la unor oameni care au o interacțiune cât de cât. Exact. Bun, dar dincolo de asta, acum, discutam cu cineva și foarte interesant mi s-a portat această analiză. Giulești Sârbi, unde eu lucrez, și Ferentari, sunt două zone care par ale țiganilor, care par sărace, unde sunt probleme. Și, de fapt, ne-am uitat care e cauza, adică pentru că știm că nu sunt mai mulți rom decât în altă parte. Știm că nu există, cum să spun, resurse, că, într-adevăr, sunt probleme. Problema este că nici din Ferentari, nici din Giulești, nu este niciun fel de ieșire din București. Practic, București se termină acolo. E blocat. E blocat. Și din acest motiv, dezvoltarea și infrastructura și resursele care s-au investit în zonă și traficul, mă refer la trafic așa, la mișcare. Da, la activitate. La activitate sunt mult mai reduse. Interacțiunea dintre oameni de acolo și alți oameni sunt de asemenea mai reduse. Și atunci
evident, construim prejdecăți și moști să face zonele. Acum știm că în Ferentar, de exemplu, da, erau oameni care vindeau droguri. Uh-huh. Așa cum și în Vitan sau în Dresd, unde locuiam eu, sunt vânzător de droguri. Dar nu îi percepem ca fiind ilustrativ pentru cartier, pentru că, de, avem și altceva. După care apare ignoranța autorităților față de zonele astea, pentru că, nefiind cu acces cu ieșiri în București, n-au investit. Și nu ai investit în infrastructură, n-ai investit în capital uman, nu ai investit în parcuri pentru copii, nu ai piețe, nu ai... Evident că zonele astea sunt, din perspectivă socială, economică, defavorizate. Și asta este contribuția încoată autorităților locale, în principal. După aia, se creează acest climat de cicer vicios. Oamenii care sunt acolo regenerează un tip de interacțiune, pentru că dacă părinții tăi nu au o educație, nu știu de care, cel mai probabil nici nu vei avea, pentru că, de, e greu să ieși din acel cer vicios. Dacă nu ai acte pe casă, nu vei avea buletin. Dacă nu ai buletin, nu ai drepturi. Dacă tu nu ai buletin, copilul tău nu va avea certificat de naștere. Ca să obțină un certificat de naștere, trebuie să-ți meargă vreo 2 ani prin justiție să recunoască sexul, vârsta, nu știu ce. Costă. Deci se creează atât de probleme atât de serioase, de la chestii atât de banale, încât ajunge la un moment dat să nu mai poți ieși din ele. Și dacă mergi acum în Giulești, principala problemă, pe lângă asta simbolică pe care am pomenit-o, este cea de locuire. Adică oamenii stau acolo 50 de ani în casele lor, mă rog, autoritățile n-au făcut nimic ca să le reglementeze statutul juridic. Și n-au nici beneficii sociale, nici ajutoare, nici locuri de muncă informale, care fier vechi mulți trei de acolo. Mm. Asta e soluția pe care au găsit-o pentru a supraviețui. Deci sunt totuși niște zone cu grupuri vulnerabile, pe care altfel nu le poți cunoaște decât dacă ajungi acolo, nu? Dar nu e nici zi, adică grupurile vulnerabile sunt și români și români în aceeași măsură și care au avut șansa să se nască sau să crească sau să locuiască în acele cartiere și să nu beneficieze de sprijinul autorităților, așa cum cartierul Dristor, în care eu am crescut, a beneficiat, avem parcuri faine. Capitala de ieri, Bucureștiul de azi. Ție ți-e frică să mergi undeva în București? Nu. Te-ai putea defini ca un fin și bun cunoscător al Bucureștiului? Bine, mi-e frică. Am încercat să merg cu scooter o vreme prin București și cu bicicleta și am o problemă cu câinii. Deci, da, acest mijloc de locomoție mi-e teamă pentru că, de, m-au mușcat. Dar, dincolo de asta, n-am nicio problemă. Adică, oamenii cu care am interacționat, toate cartelele în care am fost, n-au fost probleme. E vreo zonă în care n-ai ajuns? Da, cred că zona în care ne aflăm aici, la etajul 16, nu prea am luat la picior. Altfel, nu prea sunt zone. Le-am văzut pe toate, am interacționat în toate. Ce-ți place când mergi pe stradă? Nu, aș vrea să merg mai mult pe stradă, pe jos. De ce? Pentru că sunt foarte multe lucruri pe care, la volan fiind, nu le mai vezi, nu mai observi. De la expresii faciale, de la fețele oamenilor, știi? Făceam o comparație la un moment dat. Am fost în, nu știu, Havana, nu numai în Havana, în Cuba, unde vedeai oameni zâmbind pe stradă. Adică, bă, ce aveți toți? Ce ați mâncat? Ei, uite, o să râzi, dar această observație a făcut-o un străin despre bucureștence. Asta vreau să spun și eu, că vezi același lucru și în București. Am întrebat, de asta un exemplu banal. În Polonia, m-am chinuit să aflu o direcție spre o stradă, nimeni nu vorbea cu mine, întreau, scuzați, nu știți adresa, treceam mai departe, parcă n-aș fi întrebat nimic. Exact. Numai pe mine, că hai să zic că sunt mai brunet, dar pe oricine altcineva, pentru că acest tip de interacțiune acolo, din păcate, în Varșovia, zic, nu exista. În timp ce la noi, păi stai, explici lui ăla, îi spui despre bunica, arăți cât de fain e, nu știu ce. E un tip de cultură deschisă către oameni. Din păcate avem un complex și complexul este complexul de a fi român, pe care îl împărtășim cu toții și atunci când vorbim cu cineva la afară, le arătăm complexul ăsta. Da. Și inclusiv prin distinția față de țigani, adică, domnule, noi suntem țigani, aia sunt nenorociți, nu noi. Da. Dar care e problematic, pentru că, de fapt, tot ce avem aici în România este o bogăție culturală incredibilă. În București, da? Avem atâtea grupuri în București, nu știu câți au fost și au vizitat, nu știu, sinagoga evrească, devenit așa un mic muzeu, și care e foarte interesant, e un loc de văzut, de discutat cu oamenii. Există undeva pe lângă Rămânească o biserică anglicană. Da, minunată. Cu Verona. Da, exact, pe Verona. Cu un preot foarte fain, trebuie la biserică și te oferă un ceai englezesc, să discuți cu el filozofie, nu știu de care. Sunt o grămadă lucruri de făcut. Spune-o, se cântă și karaoke acolo. E adevărat, versurile religioase, dar trebuie să luăm din nou o pauză muzicală. Prince, Cream. Bucureștiul subiectiv la Gold FM cu Delia Panait. Acum nu mai scapi, trebuie să te expui așa cum trăiești și cum îți place sau nu-ți place acest oraș. Cum miroase Bucureștiul? Depinde unde ești și cu ce circuli. Uneori miroase rău, foarte rău. Și sunt zone întregi, cum să spun, care zici că sunt pe grob de gunoi construite. Da. Și aici problema încă o dată ține de mă rog, iar nu vreau să intru în discuția autoritate și nu știu ce. A ce miroase? Ah, hoi, da, gunoi. Și în Giulești la noi, iar, adică e o groapă de gunoi
nu știu dacă e legală sau nu, dacă îmi bate vântul dinspre direcția opusă Bucureștiului, se simte foarte bine. Asta se întâmplă și în sudul Bucureștiului, știți bine, eu în Dristul la noi venea din când în când, când eram copil, un miros puternic, cum spun, de mortăciune. Și spunea că da, fabrica de oase, unde stăra clei de oase din câine. Din Dâmbovița, făceam bani în Dâmbovița când eram puște, și în Dâmbovița, nu mai în Iure, și aș un amic de-al meu cu niște mațe de vită în cap, nu știu ce adică. Au fost astfel de cazuri, evident. Deci Bucureștiul este destul de murdar și miroase des. Bucureștiul subiectiv. A ce sună Bucureștiul? Răspunsul scurt ar fost a manea. Și de ce zic a manea? Pentru că văd maneaua ca o mixtură, dacă vrei, de diverse stiluri, de diverse combinații de muzici, sau ca un gest, dacă vrei. E un alt mod de a compara Bucureștiul cu un sunet. E o amestecătură. Și sună, spun, imaginea pe care a rămas așa, domină mintea, că în fața blocului, când eram puști, țăranul gospodar făcut de comuniști, omul muncitor, care n-a venit muncitor niciodată, a devenit gospodar muncitor, tăia porcul în fața blocului, zicea, vă auzeai sunetul de moarte al porcului, așa, imaginează-ți, a fost o zece, un deceniu de spart pereții la noi și schimbat termopane cu nu știu ce. Deci avem diverse fel de zgomot, dar din când în când am început să avem și tot fel de evenimente publice, artistice, culturale, interacțiuni, care schimbă puțin și dă nota de jazz sau de manea, de amalgam muzical. Zgomotos. Bucureștiul subiectiv. Ce gust are Bucureștiul? Păi, aici e greu. Eu am problem cu gustul în general. Nu prea știu cum e. Măi, iar este un amestec. Știi cum sunt prăjiturile alea unde ai combinații cu sărat amar și foarte dulce? Sau Bucureștiul e un oraș relativ mare. Foarte mulți oameni, cu foarte multe, eu știu, cartiere, o diversitate bogată. Începe și în București să devină din ce în ce mai divers și mai multicultural. Treci la un monoculturalism promovat și propovăduit în comunism, la o deschidere cât mai largă, fără sprijin guvernamental. Noi, oamenii, o facem. Asta cam așa e. Da, și asta e foarte bine. Adică, uite, am fost într-un club rusesc. Și avem un club rusesc în București. Noi se ascultă muzică rusească. Eu știu muzica rusescă decât că am lucrat Unde? Hai să le spunem și lor. Edgar Chine, cred că se cheamă strada și nu mai știu cum se cheamă barul, clubul. Da. Bun, acum da, o să căute acolo, și da, ei pe internet, că nu putem să încasăm publicitate în direct. Da. Bucureștiul subiectiv la Gold FM. Astăzi, Ciprian Necula. Aș vrea să știu ce-ți provoacă sentimentul de rușine cu acest oraș. Ignoranța. Ignoranța așa generalizată și individuală, adică vezi oameni care pleșină pe stradă sau se întindește pe jos și oamenii nu întind mâna. Era, eu numesc ignoranță. Conflictele din trafic mi se pare. Da. Dar de la mine îmi plac astea. De ce îmi plac? Pentru că face parte din spiritul bucureștean. Dacă vezi clujeni în traficul bucureștean, sunt atât de curcați și pierduți și, cum spun, mai mișe lăsa mașina intrare în București. Noi aici știm să ne înjurăm, adică la volan. E clar că ești bucureștean. Da. Face parte din cultura condusului în București. Dacă nu știi să înjuri și măcar în gând sau să faci o chestie, te bași cu mașina, nu ești bucureștean. Asta mie îmi place. Adică și Napoli, dacă mergi și conduci în Napoli, ca să fii napoletan, un criteriu este să conduci în Napoli. Istanbul, de asemenea. Istanbul, e totuși mai reglementat în București decât în Napoli sau în Istanbul. A început să fie mai reglementat. Da, și am văzut și decența asta. Adică la un moment dat, noi știm când să ne băgăm, cum să zic așa, pentru că te lasă din față, dar ai o secundă să intri. Așa dacă nu. Iar clujeanul care vine, iar fost pe Clujean, ieșeanul, care vine în București, săracul n-are secundă aia pentru că nu o percepe. Asta ține experiență și de culturalizare la volan. Bucureștiul subiectiv. Ce crezi că este absolut intrigant la București? Ar trebui schimbat de urgență. Da, primarul ar trebui schimbat de urgență, dar pe lângă primar trebuie schimbat modul în care administrăm Bucureștiul și modul în care setăm prioritățile pentru București. Cine face asta și ce calendar are? Pentru că dacă uitați la calendarul lui Oprescu cu suspendările și nu știu ce, care nu oricum s-au întâmplat și ar fi tâmpenie, am înțeles, se întâmple, nu avem un calendar de dezvoltare a București, nu avem o țintă. Evident că avem un proiect acolo într-un sertar. Dar se uită cineva pe el, implementează cineva ceva, întreabă cetățeanul de rând dacă vreți asta. Și da, lista ar putea continua. Știi, din păcate, o tot spun pe asta și vreau să spun și la tine în emisiune, pentru că eu cred că politica este un mega business. Și o demonstrez în felul următor. Ca să ajungi deputat în Parlamentul României, din București, să spunem, trebuie să spargi vreo 300.000 de euro în campanie electorală. Fine. Dar tu, ca să, după ce ai ajuns ales, primești 48.000 de euro
ăsta e salariul tău în cei 4 ani de mandat, 1000 de euro pe lună. Deci ar fi neprofitabilă afacerea. Deci e o afacere proastă. Și atunci, de ce ajung oamenii ăștia, deputații, primari, care este scopul lor? Ei, da? Bucureștiul subiectiv la Gold FM cu Delia Panait. Tu primești și tu oameni în vizită. Ce le ales din București? Oh, am avut atâtea probleme cu asta la început, când au început să-mi vină străini în vizită și acum am... Care-i traseul? Trasee deja stabilite. Păi depinde acum de cine îmi vine în vizită și dacă sunt ambasador și în zona asta de diplomat, că am și relații de genul ăsta, îi duc evident în zonele de interes politic, cultural, istoric, eu știu, care, Mogoșaia. Concret? Începând la Mogoșaia încoace, Palatul Parlamentului, care, mă rog, e acea clădire minunată. Păi foarte așa faină. Așa cum avem. Multe vine importante. Da, mă rog, și multe alte. Uite, am avut un experiment cu Maurizio Cimino, este un italian, un napoletan, e o diferență între italian și napoletan, fotograf, artist celebru în toată lumea, mai mult în America Latină, fotografia, și a venit și în România. Și a fost fascinat în București de trei chestii. Ia zi. Cablurile pe stâlpi. Au început să dispară, să știi. Știu, dar până... Am văzut clădiri noi. Știu. Dar asta a fost pasionat, când a văzut atâtea cabluri, a făcut la poze la cablurile noastre pe stâlpi, pot să și-și trimit. După aia, farmacii, avem o grămadă farmacii în București, peste tot, la fiecare colț există câte o farmacie. Doi, bănci, peste tot, la fiecare colț bănci în București. Bănci comerciale. Bănci comerciale. Nu de șezut. La asta mă refer, bănci comerciale, sigur. Și, cel mai important, și care nu e discutat deloc, pentru că avem un număr mare de oameni care au probleme în direcția asta, cazinourile. Avem cazinouri gârlă, peste tot, la fiecare colț de stradă, cât un cazinou, mic, mare, nu contează, și avem în București un număr din ce în ce mai mare de dependenți de cazinou. Din păcate, politicianul român susține cazinoul, îl promovăm oriunde, în orice loc, ba din potrivă, aranjăm pentru firme să aibă, nu știu, păcănele alea, așa. Dar fotograful meu a fost fascinat de aceste patru lucruri. Și ce mai rău la alții care vin sunt comunitățile de rom din jurul Bucureștiului, pentru că eu cred că în București nu avem comunități de romi. Aha. În București nu există comunități de romi, există o amestecătură de comunități etnice în diverse locuri. Romii sunt cam în fiecare bloc din București, există cât cel puțin o familie de romi. Deci, practic, romii sunt peste tot în București. Fiecare ascultător de tot, cu siguranță, are un vecin, un prieten de etnie romă. Bucureștiul subiectiv. Vreau să-mi spui dacă ți se pare scump Bucureștiul. Da. Era scump raportat la veniturile pe care oamenii le pot genera în acest oraș. Chiriile sunt foarte mari pentru tineri, pentru studenți, pentru mă rog, generația noi de cetățeni români votanți. Prețurile, în general, sunt mari pentru potențialul nostru de a câștiga. Eu sunt surprins totuși că cluburile din București, unde o cafea de 5 lei, 10 lei, 8 lei, da, sunt pline. Deci există resursă și am stat cu câțiva oameni care țin baruri, care sunt patroni de bar, restaurant, și vorbesc despre tinerii care trag de o cafea sau de o sticlă câteva de cola ore. Câteva ore și socializează. Deci am găsit metode să depășim și problema costurilor ridicate. Uite, ca spații de socializare, ai spune că Bucureștiul stă bine la acest capitol? Da, noi am socializat în generația mea foarte mult în fața blocului. Și mi-am team chiar ieri când venea poliția la un moment dat și ne trimitea în casă la culcare, că era două noaptea și noi ascultam muzică sau făceam gălăgie sau, mă rog, mai, pe tot mai ridicat. Și acum, în cartier de aici, Mărginașe, București, în Crângași, sunt oameni care stau afară cu scaunele, cu pe bordură, sparg semințe, dau, am văzut din partea elitiștilor bucureșteni așa o blamare, că ăia stau și sparg semințe în fața blocului. Da, foarte bine, socializează, interacționează oameni, discută despre fotbal, nu știu, da. Fac ceva la modul că își petrec timpul, cum să spun, interacționând cu un alt om. Cea mai mare problemă a secolului care va urma acum, este izolarea. Este izolarea, este stat în fața unui calculator și comunicând cu ghilimele, cu alți oameni. Dar tu crezi că oamenii, chiar și cei care sparg semințe sau chiar și elitiștii, crezi că sunt responsabili sau au conștiința responsabilității pentru acest oraș și pentru bunul mers al lui? Unii da, unii nu. Nu aș generaliza. Aș spune doar că în cartierul unde am crescut aveam grijă de locul nostru de socializare. Făceați curat după ce spărgeați semințe? Făceam, ne strângeam ceea ce era vizibil, nu dădeam cu mătura după semințe, dar nu aruncam semințe pe jos cea mare parte a timpului și mai mult, aveam grijă să, ca lucrurile să fie în ordine. Adică am, nu știu, de exemplu, alergam pe aia care spăteau geamurile for fun. Da. Asta spune, adică, stabilitatea pentru orașul nostru,
Și tu ești acum creșteancă, pot să spun așa. Da, da, am buletin de București, asta e clar, deci aici votez, aici decid cine și ce, cum pentru mine. Dar se spune că te definește locul în care ai trăit cel mai mult din viață, așa că o să aștepți până am să mor ca să văd dacă sunt bucureșteancă în cele din urmă sau nu. Care crezi că e contribuția ta personală la bunăstarea orașului? Cu ce crezi că vii tu? Trebuie să încerc să mă laud acum sau să-mi fac mea culpa. Sunt multe lucruri și într-o direcție și în alta. Acum încerc, cum spuneam, să lucrez în cartierul Giulești. Construim acolo un muzeu al culturii romilor, primul din România de altfel. Da, frumos proiect. Chiar vă țineți de planul arhitectural pe care îl aveți? Cea am cu forma clădirea, de... Da. Wow, puteți chiar trebuie să ajungeți. Deja clădirea, sigur. Încă nu este un muzeu, va fi în câțiva ani, pentru că un muzeu nu se face peste noapte fără susținerea statului român sau altor instituții de acest gen. Dar acolo, pe lângă muzeu, facem dezvoltare comunitară, încercăm să lucrăm cu oameni, să-i contactăm, să-i punem în legătură unii cu alții, să-i punem în legătură cu autoritățile, în așa fel încât să dezvoltăm comunitatea. Bucureștiul subiectiv. Pentru apogeul acestei ediții, îți te rog să definești Bucureștiul într-un singur cuvânt. Știi, aș spune Balcani. Cu orice înțelegi prin Balcani tu. Cu orice înțelege fiecare, tocmai de aia n-am plasat niciun fel de judecată de valoare. Îți mulțumesc tare mult, îți doresc mult succes cu toate proiectele, inclusiv de cele comunitare, mai ales cu festivalul de săptămâna viitoare, pentru care știu că vă așteptăm și pe voi. Venim cu siguranță, mai ales că știu că sunteți emoționați că e prima ediție și sper să ne distrăm pur omenește, nici țigănește, nici românește, pur omenește. Ciprian, îți mulțumesc tare mult. Eu mă întorc cu București Deloc Secret. Aflați unde și ce și cum se poate petrece timpul în acest weekend în București. Imediat după Walk This Way. Aerosmith. Run DMC, am văzut de mixul cultural ce înseamnă succes. Corect. Bucureștiul subiectiv recomandă București Deloc Secret. București Deloc Secret, da, e rubrica aceea în care vă trimit și vă chem să ne întâlnim pe la tot felul de evenimente desfășurate în weekend în București. Încep cu un eveniment deloc nou, deloc străin, dar insist cu recomandarea de a petrece timp în aer liber pe străzile bucureștene și dacă e una principală, cu atât mai bine, că e vorba de Kiselef. Vorbim de Via Sport, acel eveniment în care pentru weekend strada se închide și se deschide accesul către activități sportive. Cu mai multe detalii despre ce se poate face concret pe segmentul dintre restaurantul Doina și Piața Victoriei, ne aduce chiar acum una dintre organizatoarele evenimentului, Raluca Deaconu. Raluca, te ascultăm. Ia să fie un proiect care își propune să scoată bucureștinii din casă, să îi îndemne pe aceștia să facă mai multă mișcare. Se adresează tuturor grupelor de vârstă, de la copii, la adulți, la bătrâni, de ce nu. Pe Kiselef avem amplasate mese de ping-pong, coșuri de basket, filee de badminton. Avem și mini-basket și mini-fotbal pentru cei mici. O zonă de lounge, zonă de mind, se joacă șah, se face yoga duminica și mai nou și sâmbătă. Și, în general, se întreprind activități care să susțină mișcarea, să susțină un stil de viață cât mai sănătos. Bucureștiul subiectiv. După ce facem puțină mișcare pe Kiselef, dăm o raită prin Piața Victoriei și apoi, ocolind Muzeul Antipa, ne oprim la MCR. Pentru cei care încă nu știu această abreviere, vă spun eu, e vorba de Muzeul Național al Țăranului Român, unde, în acest weekend, între 10 dimineața și 6 seara, are loc un nou târg de vară, sub titlul generic Piața Țărănească și Meșterești. Dacă n-ați ajuns astăzi, că știm că muncim cu toții, vă recomand să ajungeți mâine și poimâine. Despre ce putem trăi, experimenta, gusta sau încerca în spațiul amenajat în curtea MCR, aflăm chiar acum de la Corina Berariu. Corina, ce pot face bucureștenii acolo? Bucureștenii sunt așteptați weekendul acesta la Muzeul Național al Țăranului Român, la Piața Țărănească și Meșterești.
Exact așa cum este și conceptul evenimentului, vor fi prezenți producători cu produse naturale, produse țărănești, dar și meșteri populari din toate zonele țării. Vor fi prezenți cu țesături, cu icoane, cu mobilier pictat, cu bijuterie atât tradițională cât și contemporană, cu roata olarului pentru copiii care vor să învețe un meșteșug tradițional. De asemenea, vor fi prezenți și cu obiecte țărănești vechi, negustor, cu lăzi de zestre, cu pristolnice, cu mobilier vechi, dar și unelte din gospodăria țărănească. Vor putea degusta prăjituri de casă, miere și produse apicole, dulcețuri, siropuri, socată, cafea la nisip, de asemenea cozonaci, dar și mâncare gătită la ceaun de către gospodine din județul Dâmbovița. Doamnele pot găsi podoabe, dar și vestimentație cu inspirație tradițională, iar domnii pot degusta o palincă sau o țuică. Pentru copii avem atelierele de creativitate care se vor desfășura sâmbătă și duminică între orele 11 și 17. Bucureștiul subiectiv. Pe final, o altă recomandare cu iz tradițional, de data aceasta cu iz tradițional armenesc. După cum îi spune și numele festivalului, Festivalul Strada Armenească se desfășoară evident în București, pe Strada Armenească. E vorba despre concerte de muzică tradițională sau modernă, spectacole de dans și mare mi-a fost mirarea să văd că există ateliere de caligrafie și creație. Pentru cei mai puțin interesați de spațiul artistic, nu uitați că puteți de asemenea gusta bucate armenești tradiționale. Să nu mai vorbesc de obiectele handmade, să nu mai vorbesc de cărți, de țesături, de icoane sau ilustrații cu motive armenești. Toate numai bune ca să aflăm cine ne sunt vecinii de stradă armenească. Vă las cu același gând ca de regulă. Fine ar bine să ne fie. Weekend fine tuturor! Ați ascultat